Și acum avem o poveste despre un iranian care învață să devină român. Trăiește de peste 23 de ani în România, are soție româncă și copii, iar acum vrea musai să fie și el ca ei. Adoarme cântând imnul țării noastre și cel puțin o oră pe zi studiază istoria, geografia și legislația de la noi. Muncește mult, dar e convins că niciun efort nu este zadarnic. O persoană devine cetățean român dacă are cel puțin un părinte cetățean român, dacă a fost adoptată de un cetățean român sau dacă a cerut și a obținut cetățenie română. Reza Taheri sau Sebi, așa cum îl știau apropiații, locuiește cu tot cu familie la Florești, în Prahova. Am venit la o vârstă, la 21 de ani, și stau mai mult decât am stat în țara maternă. Este căsătorit cu Marina și au împreună doi copii, pe Dani de 13 ani și pe Șeherezada de 18, care a intrat la facultate în Anglia unde studiază finanțele. Dacă va obține buletin de România, îi va fi ușor să o viziteze, așa că provocarea este uriașă. Noi suntem fermieri, ne ocupăm cu animalele, ne ia tot timpul. Seara când vin, intru în casă, cât ar fi de obosit, facem o oră de lecție. La examenul pentru obținerea cetățeniei, candidatul trebuie să știe obligatoriu imnul României. Culmea este că iranianul nu îl poate recita ca pe o poezie. Nu îl știe decât dacă îl cântă. Ai învățat imnul? Păi cum? Ia să uite. Ăla e principalul, fără ala nici nu mai mă duc. Visez și noapte. Înainte de somn, în loc să zicem rugăciune, citim imnul. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care ta adâncire, din care ta adâncire, barbarii de tiran. Marina, cea care este alături de aproape 20 de ani, este acum nu doar soție, ci și profesoară. Face lecții cu el și l-ascultă după fiecare capitol parcurs. Avem niște locuri turistice, dar cele mai reprezentative locuri sunt Brano, Castel Veran, și locurile turistice, dar ce ne reprezintă? Marea Neagră. Dunărea. A fost alegerea lui necondiționată și sper să aibă succes în demersul său. Înainte să plece din țara lui, Reza Taheri a prins și 5 ani de război cu Irakul. A fost ofițer și a fost rănit de 3 ori în lupte. Acum, totul a devenit doar o amintire a unei vieți care s-a încheiat de mult pentru el. Acum viața lui este aici, în România.